Hei, salutare, oameni faini! Sper că aveți o zi minunată! Azi continuăm să răsfoim seria The Spectacular Spider-Man, apărută la Egmont România. Și de data aceasta vom răsfoi împreună numărul 5, apărut în anul 2010, mai exact în luna mai 2010, la costul de 5,5 lei. Numai că ce mi se pare foarte interesant, că față de anul precedent, 2009, și-a schimbat puțin formatul revista, adică... Se poate observa, eventual nu cel mai bine să le punem așa în comparație. Adică, totuși, în anul 2009 era mult mai mare revista așa ca format, era mai oversized. 2010, aia, inflația, am mai intrat puțin la apă. Dar să vedem de data aceasta ce vom găsi. Bine, cadou special, bine, eu am cumpărat doar revista de la colecționar, n-am primit niciun cadou. În interior, bandă desenată, jocuri, postere și multe surprize. Exact. Și avem așa cu o copertă destul de interesantă cu Spider-Man, bineînțeles Kingpin și nu numai, și unul dintre cei patru fantastici, zic, bine. Hai să vedem. Ia, la fel, intrăm la început în partea aceasta de cuprins a revistei. Aici parcă față de numărul precedent din 2009, hârtia este... Să zicem, la subțire a trecut la categoria medie, tot așa, glossy, lucioasă. Ca desene, story, să zicem, destul de interesant, mai ales pentru publicul căruia este adresat acest, sau a fost adresată această revistă, e chiar ok. O ajungem iar la secțiunea, că se prezintă un personaj, Molten Man, de fapt nu, aici e Molten Man, nu e cei patru fantastici. Pânza culorilor. Măi, și asta e faină, dar eu știu acum să colorez cu carios, pentru că îmi prefer așa pe alb-negru. Dar e interesantă secțiunea aceasta. Un fel de poster în care poți să-l și colorezi. Spidey Central. La fel dăm de secțiunea aceea de jocuri interactive. Dăm și de posterul revistei propriu-zise, unde practic avem coperta acestui număr. Bine, nu se va vedea așa în integritatea lui pe partea aceasta, eventual doar să-l punem așa. Na, cum menționam, e practic coperta, dar forma mai mare. Ah, interesant, interesant. Cum să-l desenez pe Spider-Man? Ne dă și câteva detalii cum puteți să-l desenez pe omul Păiangân. Continuăm și cu storiul de bandă desenată, bineînțeles. Foarte frumos de altfel. Kingpin, sfârșit, ochii de păianjen. Pot să repera cele 10 diferențe dintre cele două. Și să ne uităm la cele două imagini și să vedem care sunt diferențele, zic. Mai avem testul de inteligență a lui Spidey. Și să ne fac așa un sumar la asupra poveștii pe care am citit-o, să vedem dacă am fost atenți. Schiță, să poți să reproduci desenul. Kingpin, bineînțeles, date despre acest personaj foarte, foarte, foarte fain din universul Marvel, adică e un villain, dar Kingpin măsoară 2,02 metri și cântărește 180 de kilograme. Man. Dacă nu sunt atent, s-ar putea să-l ajung. Mai avem la fel clubul Spidey, unde de asemenea avem desen de la mulți copilași ce cumpărau această revistă. Deci 2010, deci mai punem 14 ani și hai să vedem. Avem Alexandru Crețu, iauzi, vârstă 6 ani. Jokes on him, acum are 20 de ani. Ce mai avem? Lucian Șerban, 9 ani. Din comuna Podul Turcului, județul Bacău. Nu, acum Lucian Șerban are 23 de ani. Adrian Alexandru Nae, 9 ani, București. Pe 9, de asemenea. Are la fel ca Lucian, 23 de ani, Vlad Andrei Avram, 9 ani, Râmnicu Vâlcea, 23 de ani. Deci la fel, dacă cumva se regăsește vreun dintre voi pe canal, chiar aș vrea să apă. Adică cât de tare ar fi să... Vezi, uite-mă, la 9 ani, îmi desenat aia și acum, iată-mă. Și mai avem așa câștigătorii chestionarului 1 din revista Spectacol Spider-Man din 20 martie 2010 sunt... Și avem așa frumos... Ce-au câștigat în primul rând? Aceștia au câștigat câte un joc Lego. Felicitări, măi! Felicitări! Din păcate nu văd pe nimeni din Brașov, dar dacă vreun câștigător se află pe aici, felicitări, sper că v-ați bucurat de jocul Lego primit. Și spre final mai avem o reclamă, ce avem. Copiii sub 7 ani călătoresc, stau și se distrează gratis, moca, free, la Disneyland Paris.
Dar bineînțeles că va compensa cu prețul biletului pentru părinți, că na, nimica nu e free în viață. Dar interesant, interesant. Spectacular Spider-Man, na. Mai pe scurt, acesta a fost Spectacular Spider-Man numărul 5, aport în 2010 de la editura Egmont România. Sper că v-a plăcut pe această cale, nu rămâne decât să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Nu uitați, de fiecare dată când cineva se abonează pe canalul Arhiva BD, banda desenată este fericită, vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!